Am crescut pe șantier, am crescut în Balta Albă. Ne-am mutat în 70 în Balta Albă, dar cartierul ăla încă se construia. Și am fost destul de accidentat, și eu și frate, capete sparte, cuie în tălpi, și cuie și ciobă. Mi-a intrat un ciob pe care încă mai am un picior. Am un fund de sticlă în care am călcat așa, alergând. Cred că încă e acolo, aici, în ăsta, în stângul. Și nu păstrați acolo, ca pe o comoră? Nu știu, cred că încă e, nu știu. Adică nu țin minte să-l fi scos și mă tot jena multă vreme și poate că a devenit parte din mine, nu a făcut o remene. Ca o schijă. Bunelul avea aici o schijă în spatele urechii. S-a adăpostit sub, nu mai știu ce, mașina lui, că era șofer în timpul războiului. A fost șofer. Și o schijă l-a nimerit aici și noi o tot pipăiam, ne arăta, uite aici, o schijă. Intrase sub piele și a rămas acolo, a scos-o, nu știu. Poate o chestie de familie. Cine știe? Tu v-ați arătat și pe soția dumneavoastră. Păi da, păi stăteam la un bloc distanță. Blocurile lor au fost construite mai târziu. Sunt blocurile, mă rog, pe șantierele, șantierul cărora, uite, mă lasă limba română, ne-am jucat. Era un șantier în 70, 71, 72, cred că în 72, 74 au fost date în folosință. Reușeam și luam tuburi din astea de plastic pentru cornete, tuburi din astea verzi și beji și nu știu ce. În care să suflați, nu? Cornete, da. De hârtie. Jucam leap și ajucam hoții și vardiștii pe șantier. Mergeam, da, cireșul. Ca în creangă, doar că în București.